Ai adus vara. Vinul verii. Să vorbești despre vară, că e vară, și să fie atât de înfofolită, fată, la piscină. Cum înfofolită? Sunt doar în sutien. Cum fata că ești înfofolită? Ai e costum de baie? Da. Ai la tine costumul de baie? Da. Adică sărim în apă? Nu știu. Sărim în apă, ei! Lasă-o că-i bine. Hai pe canapea să te conving. Bați loc. Te rog, ia loc pe canapea. Bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. Ce faci? De unde vii la ora asta? De unde vin? De acasă, din pat. M-am trezit greu, am și întârziat. O fi bine? Ai întârziat? Da. Din ce cartier vii? Sector 3, cumva pe acolo, aproape de Vitan. De Vitan. N-ai avut drum lung, dar e oricum, se cocolașe, se ninge. Vezi, am avut, cum n-am avut? Eu, mani, uite, tot blocat. A, da? Da. E tot blocat. O să vedeți acum la întoarce. Da. Îți place aici la noi? Da, cel mai mult. Ce să asta e, cu cea mai mare energie și mereu așa, cu mult drag. Te-am primit și noi în curtea noastră cu ce am avut și noi. O piscină, o asta, ce să facem? Unde-i spuma, mă? Mâncare, tot distrac. Mi-am propus să vin la spuma, pa. Am făcut noi până ai venit tu, dar în rest a fost super. Deci mai pune și gluga, mor, deci... Păi, dar nu e... Lasă-mă că așa ai outfit-ul. Asta e super subțire. Și ține răcoare, ține răcoare. Deci, zici? Nu ți-e cald deloc. Nu ți-e cald, nu? Nu. Am înțeles. Dar nu mă dezbrăca. Hai, ce frumos. No. Nu, dacă nu sărim în apă? Nu sar în apă? Nu sar. Am șosete, nu sunt chiar așa. Eu te știu pe uite, tine, tu ești direct fată, în sandale. Da, eu te știu pe tine așa, o fată care face tot ce trece prin cap. Nu, în vara asta fac tot ce trece prin cap. Ne-am văzut prima oară în platoul ăsta matinal cu Cristina, atunci când ne-a fost tare frig, adică pielea de găină, pentru că ne-a cântat ceva de ne-a dat pe spate. De atunci și până acum s-a mai întâmplat multe lucruri frumoase în viața ta. Cum ar fi? Ai mai fost pe undeva plecată? Păi am făcut, de exemplu, uite, am lucrat la 4 piese, am fost plecată, da, pregătesc acum niște 4. Piese. 4? Da. Dar lansăm așa, pe rând, câte una. Unde ai fost plecată până asta, ne interesează? Păi n-am fost încă plecată, urmează în septembrie la părinți, în Germania. În Germania? În Germania, că ei acolo locuiesc, au venit ei acasă, am mers puțin pe la mare, de vreo 3-4 ore anul ăsta. Ah, da, pe puțin. Așa, și urmează o vacanță de vreo o săptămână la ei acolo. Cu cine? Și la Paris. Unde? La Paris. S-a închis Parisul. S-a închis Ejale. S-a închis, se redeschide. Se renovează Turnul Eiffel. A, da? Champs-Élysées-ul e la pământ. S-a fost furtună, zăpadă, ninsoare. Găsim altă destinație. Dacă ai spus Paris, ai spus iubire. Ai spus dragoste. Da. Ceea ce înseamnă că a noastră Cristinica iubește și este iubită din nou. Nu-i așa? I'm falling again. Hai, spune acum, trebuie să ne spui și noi. Păi ce să mai zic, știi oricum tot Facebook-ul și Instagram-ul. Da, adică da. Vreau să știu așa, cum v-ați cunoscut? Așa. Cum v-ați cunoscut? La o filmare, cumva business. Așa. Business? Eram la cinema. El era cu munca acolo și o prietenă comună de-a noastră, Georgiana, te pup pe calea asta, care era PR-ul evenimentului. Adică trebuia să fac un jump scare cu mai mulți artiști. Asta trebuia el să facă și eu eram artistul pe acolo care trebuia să execute ceva. Și uite așa ne-am cunoscut. Deci el este... Dar uitați-l acolo, că e acolo, se ascunde. Hai să-l vadă și cei de acasă. Cristina-i Vasiu. Auzi? Hai să-ți ceva, frumușel. Frumușel, băiat. Păi, dar ce mai eu sunt? Te-ai orientat bine? Nu, dar noi vorbim așa, ne dăm și noi cu părerea ca opinia publică. Așa, așa acum, din toate experiențele în care am mai avut băieți mai urâței, trebuia să aleg și eu la un moment dat ceva mai bun. Auza, nu vrea să vin aici să-l cunoască? Nu. Nici dacă mă duc eu, nu cred să-l convinc. Nu știu, nu. Adică venim altă dată împreună. Acum el nici nu e îmbrăcat de emisiune, e așa. Băi, parcă aș încerca. De ce? Dar ce ai văzut? Cum vezi ceva, drăguț, cum te duci și e luat? E luat, fata mea. Nu, că eu nu pot să mă abțin. Nu, deci e luat. Nu pot să mă abțin. Stai puțin. Fugi, aruncă-te în apă. Unde e? Stai că e colegul nostru. Uite, mă duceam la cineva. Ce nebune e, Nasrin. Cristina, serios. Nu suntem în direct. Nu, vino. Ascultă-mă ce zic. Indirect. Cum te vezi toată lumea la televizor? Hai cu mine. Atunci hai, vorbește cu mine. Nu, nu-l aduceți dacă nu vrem așa. Ce are Cristina atât de special de aparte de te îndrăgosti de ea? Vorbește aici. Aoleu. Așa, dar nu fie mai bine să mergem acolo pe canapea? Nu! Ei, uite, aici stau până-mi termin interviul. Uite așa. Bun, mai departe, felul lui de-a fi. Păi, zăpăcii. Fii bărbat, nu ce da! Ce? A, Dumnezeu! Am înțeles. Ai zis vorba aia? Care vorba? Avem noi un prieten comun, Florin Purescu. Că cel de sus știe. A, aia e, da. Corect, și în rest,
Rămâne un mister. Rămâne un mister. Pe când... Ia uite-o, băi, băi, lasă-mă, omul! Rămâne un mister. Cum avem ceva, o să spunem. Ea mereu ne spune să știi. Păi da. Te ajut, crede-mă, am imaginație bogată, spune-mi, te ajut. Nu este nevoie. Nu, vă înțelegeți bine. E perfect. Ce mai mult îți place la ea, felul lui de a fi zis? Știe să gătească? Rămâne un mister. Nu o să dezvălui. Ce te-a atras la ea prima oară? Ce te-a atras la ea prima oară? El e băiatul cu surprizele, cu urmește. E băiatul cu misterul. El e, cred. L-am găsit. Ce te-a atras la ea, sincer? Ce te-a atras la ea? Uite, și ea vrea să afle ce te-a atras la ea. Nici ea nu știe ce... Dar ea știe ce m-a atras la ea. Ce te-a atras la ea? Să spun eu acum ce m-a atras la ea. Corect? Și că nimic, auzi. Așa e. Auzi, o cunoșteai înainte? Nu, ne-am întâlnit întâmplător. Adică tu nu ai ascultat muzica? Deci, cum Nasrin, vino să-ți povestesc, eu nu știa nimic, nici că eu cânt, nici absolut nimic. M-a cunoscut așa, ca un om normal. Aha. Bine, eu mă duc să o mai trag de limbă, mulțumesc și eu, să ai o zi frumoasă. Deci ați înțeles, da? Relația este un mister, i-a plăcut la ea, e un mister. Știe ea, nu. Știe să gătească, e un mister. Ba nu, da. Zic eu. Am gătit chiar aseară niște paste. Așa găteală mai rar. Auzi, paste. Știu să gătesc, mă, fac ciorbă. Zic și mie. Fac fasole. Ce l-a atras la tine prima oară? Uite acum, ce l-a atras pe... Că a zis că tu știi, că ți-a spus. Ok, râdeai frumos, erai, nu știu, aveai prezență. Păi nu stau să-mi amintesc prima întâlnire aia de la cinema în care trebuia să... Cred că eram așa, super directă și flower power, așa, nu știu ce l-a plăcut. Așa. Bine, zi-mi ce ți-a plăcut. Faptul că am fost naturală și sinceră, ce asta cred. Ce ți-a plăcut ție la el atunci, zi-mi? Păi... Aparatul. Dar s-a întâmplat în timp, asta e ideea, că nu... Cine a făcut primul pas? Cred că a venit de la sine totul, n-a existat... Cel care a făcut nu primul spune pas. Asta, cum v-ați despărțit de comun acord? Cum v-ați întâlnit? Nu, trebuie să-i făcut cineva primul pasul. Păi n-a făcut nimeni, nu știu, nu... Te-a cerut numărul. Uite, la Nasrin în, păi în da, relație a făcut primul pas. Trebuia să înceară numărul ca să mă cheme afară din cinema să facem filmarea. Și cumva, na, dacă ăsta se poate numi primul pas, el l-a făcut. Da, el l-a făcut. Bravo, tu ești de vină. Ai o bilă albă. Lăsând grăma deoparte, tu ești o fată, pe lângă faptul că ești foarte talentată, frumoasă, ești muncitoare. Mulțumesc, ai trecut și tu prin niște greutăți ale vieții și chiar acum destul de puțin timp, cu puțin timp în urmă, erai la noi pe canapea și ne povesteai despre marele eveniment din viața ta ce avea să vină, și anume nunta. Nu a fost să fie, este experiența vieții până Doamne, la urmă. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost să fie. Pentru prima dată în viața mea, mulțumesc lui Dumnezeu. Auzi, vrei să zic ceva? Eu am fost să zic, dar mi-era rușine. Așa, mă, Nasrin, mă, așa. No. Glumim și noi, să nu se supere acum omul. Pentru că știi ce? Dacă s-ar fi întâmplat, da, nu mai era probabil aici. Nu mai eram aici și nu îl mai cunoșteam pe băiatul ăsta, care e un băiat da, spune, mai după, special. După despărțire, după divorț, ai simțit așa cumva că ești mai rece? Pretențiile, standardele tale s-au schimbat? Da, de ce să mint? Am avut o perioadă în care... Nu trebuia nimic și nu nimeni. Trebuia nimic și pe nimeni, da, așa este. Dar probabil că asta se întâmplă după orice despărțire, nu neapărat după un divorț. Am o întrebare și nu știu dacă să ți-o adresez. Rog colegii să-l lege puțin pe Cosmin. Întreb, da? 3, 2, 1. Ce are Cosmin și n-a avut fostul? Nu, nici nu se poate compara. N-aș putea să fac o comparație. Nu. El are ce n-au avut toți. Mare vorbă. Mare vorbă, da. Frumos, bravo. E foarte bine să descoperi. Să descoperi lucruri noi la... Acum nici n-aș vrea să zic prea multe cuvinte pompoase, știi, și peste o lună să, Doamne ferește, să știi, adică lăsăm lucrurile așa natural, dar voi sunteți aproape, ne știm din 15 aprilie și oficial de vreo 3 luni și jumătate, 4. Cât mai au până la prima ceartă? Nu, prima ceartă a fost deja, dar acum aia serioasă vorbim, nu? De aia serioasă? Da. 6, cam până la 8 luni vine prima ceartă. 8 luni? Aia care e făcută special. Păi la mine vine mai devreme, după câteva zile. Oricum, frumos, da, bravo, uite, învățăm poveste... și noi de la cine știe, da, de la bătrâni. Aveți o poveste frumoasă, asta e foarte important. Și sper să fii fericită, să vă bucurați. Mai fericită sunt, sper că se vede. Te mai vezi îmbrăcând rochea de mireasă a doua? Da, am mai fost întrebată și am zis, e visul meu și al oricărei fete, nu? Cu aceeași rochea de mireasă? Dar n-am avut rochea, eu n-am îmbrăcat rochea de mireasă. Dar nu ți-ai cumpărat atunci? Nu ți-ai gândit cum nu o să arate? Cum? Păi nu, era programată pentru anul viitor. Nu, mă, nu. Păi vezi semnul. Am semn. Avut rochea aia. Ai ales rochea, n-ai ales aia, deci era clar. Am avut doar rochea aia pe care ați văzut-o toți de la cununie, care era o rochiță ca oricare alta, nu era de mireasă sau... Lasă că o faci acum o dată și asta bine. Asta zic că niciodată și chestia asta pentru mine e
foarte important. Adică eu când o să îmbrac rochia de mireasă în biserică cu părinții, familia și toți prietenii apropiați, îmi doresc să fie un moment unic și pentru totdeauna. Nu-mi doresc acum mă duc în biserică, mă despar și la anul mă mai duc încă o dată. Mi se pare așa. Poate sunt eu mai de modă veche, știi, dar nu e ca și cum foarte schimb șosetele în fiecare zi. Uite, așa te întreb eu un lucru ca să ieșim din atmosfera asta. Ai zis că ai făcut 4 piese? 4 piese, da. Urmează să lansăm acum una prima în toamnă. Și, și în afară făcut... de piese, ce mai lansezi? Că știu că lansezi tu ceva. Păi da, uite, am venit cu un proiect nou, un concept în care oamenii o să mă descopere pe online, uh-huh, fără niciun fel de barieră. Aole. Cum adică? Adică așa. Stai mă un pic, cum așa? Ia, cum așa? Nu, așa? Nu, cum te știe Cosmin? Dar nici acum, adică nici acum n-am știut ce să zic, nu e... ideea este cum, adică fără nicio barieră? Adică acasă? Adică, da, acasă, bătărie? Pe scenă, în concerte, în deplasări, cât mai natural. Așa te știe lumea, în concerte și în deplasări nu e cum nu te știe lumea. Păi nu, că postez și de pe drum, întâmplări. Backstage. Exact. De aia Cosmin cu pe toate tot lucrurile. Drumul încoace o filma. Vezi, filma. Vezi, Nazrin. Păi eu sunt fraier, eu n-am văzut. Eu vorbeam cu Ștefănescu și mă uitam la tine. Da, da, da. Păi, deci un fel de, ce, viața ta? Nu e chiar vlog. Viața mea, adică Cristina Vasiu, un alt fel de artist. Omul na, Cristina am zis la Vasiu. Voi titlu. Omul Cristina Vasiu, un alt fel de artist, așa se va numi? Da, așa se va numi. Foarte din tare. 17 august va apărea primul episod pe online. Spune-mi un lucru. Ce te face să fii un alt fel de artist? Adică ce vom vedea acolo și nu vedem în alte parte? Mai asta rămâne un pic surpriză. E mister. Dacă vă spun acum, da, am înțeles. Mai fie foarte interesant. Am înțeles. Okay. Dar o să vin cu niște chestii noi, că m-am gândit că o să fie foarte multe întrebări pentru de genul. Pentru că titlul spune multe. Exact. Un alt fel de artist. Și ce ar putea să facă exact un alt artist care diferit artist de alții care deja sunt corect pe radio și așa mai departe. Uh-huh. O să vedeți acolo. Vă consultați, cer părerea iubitului tău. Da, noi lucrăm împreună la proiectul ăsta. El mă ajută pe partea asta și facem multe lucruri drăguțe. Acum eu sper să se lege la cât mai multe. Doamne ajută să fie totul așa cum ți-ai propus, Cristina, pentru că Doamne meriți ajută, mult succes de acum încolo și te ajutăm cu cele 4 piese noi. Hai mă, cu una pe rând, am zis. Una în toamnă, pe rând, că n-ai concert. Piesa o alegi pe cea mai bună. Așa e, da, Doamne ajută. Mulțumim tare mult, urmăriți-o pe Cristina Vasiu și... telenovela, filmul, nu? Care o să urmeze... Un alt fel de artist. Un alt fel de artist, Cristina Vasiu. Din 17 august pe canalul meu de YouTube, Cristina Vasiu Oficial, pe Instagram, AM Vasiu, Cristina Vasiu și pe Facebook, peste tot vă aștept acolo, vă pup și vă iubesc! Și bravo. Noi, la fel, luăm o scurtă pauză și...